ziua, stimați telespectatori și radioascultători! Vizionați și ascultați Flor TV și Flor FM, emisiunea Tema Actuală. În studio, prezentatoarea Irina Ivanes. Tema emisiunii de astăzi este noua lege privind salarizarea în sectorul public. Ce prevede legea și ce categorii de angajați vor beneficia de ea? Vom vorbi despre aceasta și despre multe alte lucruri legate despre reforma dată în următoarea jumătate de oră. Doresc acum să vă prezint oaspeții zilei de astăzi. Șeful Direcției Generale, Asistență Socială și Protecția Familiei a Consiliului Raional Florești, domnul Petru Rusu. Bună ziua! Bună ziua! Șefa Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport a Raionului Florești, doamna Ina Litra. Bună ziua! Bună ziua! După cum a devenit cunoscut, la sfârșitul lunii octombrie, Guvernul Republicii a hotărât de la data de 1 decembrie acestui an mărirea salariilor anumitor categorii de angajați cu circa 20, 50 și chiar 90%. Declarația corespunzătoare a fost făcută de liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, domnul Vladimir Plahotniuc, la un briefing săptămânal. Aceasta, desigur, este o veste foarte bună pentru toți muncitorii. Haideți împreună să vizionăm video. Principala temă a ședinței săptămânale de astăzi a fost reforma salarizării, la care guvernul lucrează de foarte mult timp. Economia este în creștere, ceea ce ne permite nouă astăzi să venim cu o inițiativă, eu o numesc extraordinară, care îi va face pe cetățeni de data asta să simtă această creștere economică la modul cel mai direct în buzunarele lor. Dar datorită acestei reforme a salarizării, peste 150.000 de bugetari vor avea acum majorări esențiale la salariile lor. Printre domeniile profesionale vizate de reforma salarizării sunt educația, sănătatea, asistența socială, autoritățile publice locale. Pentru aceste categorii de bugetari, salariile vor crește cu 20, cu 50, iar pentru unii chiar și cu 90%, ceea ce este de fapt o creștere a salariilor fără precedent în Republica Moldova. Unul dintre cele mai importante efecte ale reformei salarizării inițiate de către Partidul Democrat este că astăzi, prin această creștere, se rezolvă o problemă cronică din sistemul public, unde din totalul de 200.000 de funcționari, aproximativ 36.000 primesc salarii astăzi sub minimum de existență, adică sub 2.000 de lei. Datorită acestei reforme, nici un bugetar, nici un salariat nu va mai primi de azi înainte salariu mai mic de 2.000 de lei. În al doilea trimestru al anului 2018, salariile medii nominale au crescut până la 6.370 de lei, ceea ce reprezintă cu 13% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că un angajat al băncii primește de 2 sau de 3 ori mai mult decât un profesor sau medic. Statisticile arată că mulți dintre bugetari primesc mai puțin de 2.000 de lei, ceea ce este sub minimul de existență. Haideți să aflăm mai multe despre aceasta de la invitații noștri. Domnule Rusu, cum considerați dumneavoastră, de ce a fost nevoie de un nou sistem de salarizare în sectorul bugetar? Lucrez în sistemul bugetar mai bine de 9 ani și pe parcursul acestor ani am avut discuții și în sindicate și cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale pe atunci în privința noului sistem de salarizare. Vreau să zic că guvernul a făcut un pas extraordinar pentru că de mult așteptam această lege. Deocamdată această lege este proiect privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Și o să vă spun de ce am discutat și cu colegii mei în cadrul Direcției Generale despre această lege, despre proiectul acestei legi. Și vreau să vă spun că dacă actual în sistemul bugetar cel mai mic salariu constituie 1.200 de lei,
Așa. Cel mai mare salariu total lunar calculat în sectorul bugetar este de 35.880. Vreau să zic că raportul de compresie este foarte mare, de 1 la 33. Ce își prevede noul proiect de lege este că raportul de compresie între cei mai mari și cel mai mic salariu va fi de 15 la 1. Vreau să zic că nu va fi această mare discrepanță dintre salariul minim și salariul, vreau să zic, acel care va fi cel mai mare în cadrul bugetului. Actual, vreau să zic, salariul înalt corelat cu salariul mediu pe economie pentru judecători este unul, pentru procuror este altul, pentru Agenția Națională de Integrare este altul, salariul de funcții pentru funcționarii de publici este în baza grilor și gradelor de salarizare, iar salariul tarifar comporțării tarifare unice o primesc slujbașii și muncitorii. Conform noului proiect de lege, sistemul de salarizare are la bază un sistem unic de gradare, constituit în grade și în clase de salarizare. Ca să înțelegem, vreau să zic, despre ce este vorba, actual, în rețeaua tarifară unică de salarizare a salariaților din unitățile bugetare, este categoria de salarizare de la 1 la 25, așa, și salariul de bază, care constituie de la 1100 până la 2200. Pe urmă merg adausurile care sunt. Ce este prevăzut în noua lege, care foarte mult și mie mi-a plăcut și colegilor mei, este că grila de salarizare va avea grad de salarizare de la 1 la 12, vreau zic că va avea clasă de salarizare de la 1 până la 130 și coeficientul de salarizare de la 1 și până la 15. Vreau zic, clasele de salarizare și coeficienții de salarizare vor corespunde nivelului minim de salarizare pentru o funcție. Iar valoarea de referință corespunzătoare coeficientului de salarizare 1 se va stabili în fiecare an, la începutul anului, cât va fi această grilă. Dacă să zicem pentru anul 2019, grila, vreau zic, valoarea de referință va fi 1500, pe parcursul anilor această valoare de referință va crește respectiv 1700 și mai departe, așa cum este prevăzut și în proiectul de lege. Ceea ce e prevăzut în proiectul de lege este că salariul total este constituit din partea fixă și din partea variabilă. Raportul ce înseamnă partea fixă și partea variabilă? Spre exemplu, pentru persoanele cu funcții de demnitate publică va fi numai valoarea fixă, 100%. Valoarea variabilă va fi 0. Pentru funcționarii publici, cum suntem eu și cu doamna Ina, vreau zic că salariul fix, partea fixă din salariu va fi 90, iar partea variabilă va fi 10%. Pentru majoritatea categoriilor de angajați, salariul fix va fi 80 și respectiv variabil 20, pentru apărarea națională 70 respectiv 30, iar pentru autoritățile responsabile de administrare a veniturilor fiscale și vamale, partea fixă va fi 60% și partea variabilă va fi 40%. Se va menține, practic, în noua lege, sporul lunar pentru grad de calificare, grad militar, grad special și grad diplomatic, sporul lunar pentru deținerea titlului științific sau științifico-didactic, sporul lunar pentru deținerea titlului onorific și, respectiv, pentru funcționarii publici vor fi și pentru alte categorii va fi sporul pentru performanță, sporul de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile, plus pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte și pentru munca în zilele de odihnă. Și vor fi și alte sporuri cu caracter specific. Vor fi anulate foarte multe indemnizații, sporuri ca de exemplu, sporul pentru utilizarea și exerciții funcționării unor limbi străine, ajutorul material, plus caracter stimulator din contul veniturilor colectate. Și aici vreau să spun că vor fi anulate și plățile din venituri încasate de agenții constatatori din Inspectoratul General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne. Cum va fi structura salariului? Partea fixă va fi salariul de bază, va fi sporul lunar pentru grad profesional, pentru că fiecare din noi are un grad profesional respectiv,
sporul lunar pentru deținerea titlului științific, dacă cineva îl are, sau științific onorific, și planul pentru deținerea titlului onorific. Partea variabilă a salariului nostru va fi sporul pentru performanță, pentru că în conformitate cu legea 158, în fiecare din luna decembrie până în luna februarie, noi trecem, evaluările și apreciem ce performanță avem, și sporul caracter specific. Suplimentar va fi sporul de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile, ceea ce am vorbit eu parcurs, și sporul pentru munca în zilele de sărbătoare și odihnă. Asta vă vorbesc mai mult eu, referitor la lucrătorul din cultură, da, care se ocupă mai mult, lucrează sâmbătă și duminică. Vreau să spun că acest proiect de lege a început nu de ieri, de la altă ieri, vreau să spun că el, practic, de mult, de când s-a început discuțiile în privința majorării salariilor la funcționarii publici, și nu numai la funcționarii publici, dar la tot personalul care activează în bugetele locale și bugetul republican, a fost aprobat conceptul privind sistemul unitar de salarizare încă în iulie în 2017, atunci când deja era în funcție acest guvern, care și-a început activitatea în 2016, în ianuarie, și a făcut mai multe reforme, să zic așa, dacă este vorba și de acele drumuri bune pentru Moldova și salarii bune pentru Moldova. A fost făcut registru posturilor. Este un lucru enorm. A fost evaluat și a fost făcută evaluarea a 300 de posturi reprezentative, cele care sunt mai mult implicate în activitatea bugetului. Și respectiv evaluarea simplificată a încă 1300 de posturi. Pe urmă a fost elaborat acest proiect de lege. Desigur că pentru a fi elaborat acest proiect de lege, noi am activat după anumite acte normative, după anumite legi. De aceea a fost nevoie ca pe viitor să fie abrogate o parte din legi. Este vorba de legea 355 din 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, după care noi practic activăm. Legea numărul 48 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și legea 328 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor. Și, practic, au fost propuse pentru modificări mai multe legi care țin de salarizarea mai multor persoane care activează în sistemul bugetar. Prevederile prezentei legi se aplică personalului din autoritățile și instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat și bugetele locale, orice persoană care este încadrată în bugetele locale și bugetul de stat va fi stimulat și va primi un nou salariu. Pentru Casa Națională de Asigurări Sociale și autoritățile care au activat în condițiile de autogestiune și a cărora le-a fost modificat statutul de autoritate publică finanțată integral din buget. Și, desigur, că această lege nu va avea aplicații asupra instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic care activează în condițiile de autogestiune, pentru care se va elabora un cadru special pentru aceste persoane. Și acum vreau să mă refer la cuantumul valorii de referință. Vreau să zic că salariul de bază în anul 2017 a fost 1.600 de lei. Vreau să zic că cuantumul valorii de referință care va fi pentru anul 2019 va fi 1.500 de lei și respectiv va crește cu 36% față de anul 2018. Respectiv se planifică ca pentru anul 2020 valoarea cuantumului de referință să fie 1.700 de lei, vreau să zic că de aici o să pornească toate calculele pentru salarii. Și va crește față de 2018 cu 63%, iar în anul 2021 valoarea de referință va fi de 1.900 de lei, adică 82% față de salariul de bază care este pentru anul 2018. Desigur că legea nu asigură o creștere salariară pentru toate persoanele angajate în sectorul bugetar. Nu vor crește salariile la angajații care au salarii sporuri dependente de salariul mediu pe economie. La aceștia nu vor crește și la angajații poziționați în urma evaluării la un nivel inferior celui actual. Dacă tu nu o să demonstrezi că ai performanță, desigur că ție nu ți se va adăuga această la salariu, vreau să zic, partea
variabilă. Legea garantează menținerea venitului actual pentru persoanele sau cu salarii inferioare celor actuale și legea garantează salariul minim în sectorul bugetar în mărime de 2000 de lei la circa 40.000 de angajați, ceea ce este un salariu care primea un salariu sub minimum de existență. Și pentru nivelarea procesului tranziție, în primul rând de implementare, se vor folosi diferite valori de referință. După cum am spus și eu, că primul an va fi 1500, valoarea de referință va crește la 1700 și mai departe va crește la 1900. Vreau să vorbesc despre creșterea salariului mediu în bugetul de stat. Vreau să fac o paralelă, pentru că dacă noi am fi mers după sistemul de astăzi de salarizare, spre exemplu, vă zic că în 2018 salariul minimum, salariul din bugetul de stat este de 6.517 și dacă am fi mers după legile despre care eu vorbeam anterior, ar fi crescut în anul 2019 la 6.593 de lei, în anul 2020 la 6.707 lei și la anul 2021 6.826 de lei. Adică astea sunt cifre absolute, dar dacă am vorbit în procente, astea sunt 5% față de salariul de care vorbesc eu, 6.517. Dacă după proiectul de lege, dacă va fi adoptat dar am marea încredere și cred că va fi această lege primită de către Parlament, vă zic că dacă în anul 2019 salariul va crește cu 7.224 de lei, ceea ce constituie 11% față de anul 2018, în anul 2020 7.924 de procente, asta sunt 22 de procente, iar în anul 2021 8.519 lei, ceea ce constituie 31 de procente față de salariul din 2018. Și aici vreau să mă refer și la bugetul local, pentru că noi majoritatea care suntem aici și activăm în cadrul Consiliului Raional, iar Consiliul Raional este administrație publică locală de nivelul 2 și noi avem bugetul nostru, bugetul local. Și în aceste condiții vreau zic astăzi în bugetul local salariul este de mediu este de 3.135 de lei și dacă am fi mers după legile vechi, vreau zic că în anul 2019 el a fi crescut cu 3.200, la 3.245 de lei, în anul 2020 3.285, în anul 2021 3.328, ceea ce constituie 6% de la mărimea salariului 3.135. După legea nouă, în anul 2019 noi vom avea 4.169 în cifră absolută, ceea ce constituie 33% mărime față de salariul din 2018. În 2020, 4.542, 45%, iar în anul 2021, 4.917 lei, ceea ce constituie o creștere cu 57% față de salariul din anul 2018. Iată, în linii generale, ceea ce am vrut să spun și ceea ce foarte mult ne-a bucurat, că, într-adevăr, guvernul se uită și la noi, la cei care lucrăm în sistemul bugetar, pentru că în sistemul bugetar de mult era nevoie de o reformă și multe guverne anteriori s-au temut să facă această reformă. Iată, am ajuns și la ziua când guvernul nu se teme și a înaintat un proiect de lege către Parlament pentru a fi adoptat. Bine, mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rusu! Doamna Leta, dumneavoastră, ce ne puteți spune despre situația privind salarizarea sectorului? Deci, eu vreau să atrag atenția referitor la salariile care o să fie primite de lucrători din domeniul culturii. Deci dacă domnul Petru Rusu s-a vorbit mai mult la general despre creșterea salariului care o să fie, planificăm cu asta într-adevăr o să fie realizat. Deci vreau să vă aduc la cunoștință. Stimați lucrători din domeniul culturii, lucrătorii caselor, căminilor de cultură, bibliotecari, toți acei metodiști care sunt conducători de cercuri care sunt angajați la cultură. Este un succes și o bine mare, o realizare foarte frumoasă dacă acest proiect o să fie într-adevăr adoptat. Deci salariile noastre vor crește eficient și eu vreau să vă aduc la cunoștință că mă bucur foarte mult pentru dumneavoastră. Să-ți spunem așa, deci simplu, pe lângă aceea că aveți un salariu planificat, este vorba de un salariu minim care primește mai puțin de 1100 de lei, care se vorbește și respectiv care crește pe urmă, pe parcursul anilor, pe viitor. Deci, dumneavoastră, la salariile dumneavoastră care le aveți, o să fie adăugat 20, 50, 90%
Plus la aceasta, deci dumneavoastră trebuie fiecare să aveți numai decât să fie gradul, numai decât să fie coeficientul dumneavoastră mai mare, deci merge vorba de studiile care le aveți superioare sau medii care le aveți și mă refer și la vechimea în muncă care este. Deci salariul o să crească eficient de la bibliotecar, spre exemplu. Dacă până la momentul de față un bibliotecar din administrația publică locală de nivelul 1 a avut un salariu de 1700, 1800, respectiv salariul o să crească cu 90% și eu mă bucur foarte mult că într-adevăr acest salariu, deci vedeți care este diferența de la 1700 și plus 90%, o să fie undeva salariu de peste 4000 de lei. Respectiv, la lucrătorii caselor și căminilor de cultură, dacă vă dați bine seama, deci fiecare casă și cămin de cultură aveți categorii, conform hotărârii Guvernului 381. Deci, dacă Casa de Cultură are mai mult de 500 de locuri, este categoria 1, dacă are până la 500 de locuri, este categoria 2, dacă este cu până la 300 de persoane, este categoria 3 și respectiv până la 300 de persoane, categoria 4. Respectiv la aceste categorii de la casele de cultură, dacă vă ocupați cu cercurile și mai aveți cluburi pe interes, deci respectiv se adaugă, este un adaus foarte mare plus la salariul dumneavoastră. Mă refer la profesori de la Școala de Arte și Arte Plastice. De asemenea, o să vedeți că salariul dumneavoastră tot crește. Mă bucur că în cazul de față, deci înaintăm referitor la profesori de la Școala de Arte și Arte Plastice, înaintăm un proiect de decizie la Consiliul Raional Florești, proiectul unde tarifele lunare pentru studiile a copiilor între aceste școli să rămâne tot aceleași. Deci o să propunem ca consilierii să voteze pentru ca diferența aceasta care constituie de la 96.000 pentru Școala de Arte Plastice și undeva 180.000 pentru Școala de Arte Nicolae Sulac, să fie achitate sau cât de cât suportate cheltuielile din partea Consiliului Raional. Și sperăm că consilierii o să ne susțină și o să fie un lucru benefic și pentru părinți, desigur, care o să facă cu copilașii studiile. Deci părinții plătesc, copilașii fac studiile la noi în școli. Vreau să mă refer la lucrătorii colectivelor cu titlu model. Deci, de asemenea, o să vedeți o creștere foarte bună, 90% la colectiv, la lucrători din colectivele cu titlu model și acompaniatorii, de asemenea, doar vreau să vă atrag atenție. Acele persoane care o să lucreze prin comul, doar la cei o să fie achitat salariu pentru orele lucrate. Cam asta ce am vrut să spun la lucrători de cultură. Mulțumesc foarte mult! Cred că e mai succint și mai clar. Da. Eu activez în sfera socială, este o sferă destul de complicată. În sfera socială avem mai multe servicii specializate care sunt de activitate și sunt dependente de bugetul local. Am în vedere Casa Comunitară pentru Copii în Situații de Risc, am în vedere Asistența Parentală Profesionistă, am în vedere Asistenta Personală, am în vedere secție de îngrijire la domiciliu a persoanelor singuratice și multe alte servicii care, vreau să vă spun că o bună parte din colaboratorii noștri până în prezent primeau o leafă care era mai mică decât 2000 de lei. Nu, mai mică decât 2000 de lei. Astăzi vreau să vă spun că în conformitate cu acest proiect de lege și lege care sper că de la 1 decembrie va intra în va funcționa ca lege. Vreau să spun că asistenții sociali, de exemplu, care lucrează cu toate grupurile de risc care sunt în comunitate și cu copiii și cu persoanele cu dizabilități și cu persoanele bolnave, avem 51 de unități. Până în anul 2018, salariul lor era de 3603 lei. După reformă, un asistent social comunitar va primi
5.567 de lei, adică cu 1.964 de lei mai mult, ceea ce constituie 55% din salariul actual. Ponderea posturilor care va fi este de 99%. Adică majoritatea asistenților sociali comunitari li se vor mări leafa. Noi de mult vorbeam despre mărirea lefei în domeniul social, pentru că este un domeniu destul de voluminos și destul de greu. La fel, asistenții personali. Asistenții personali, în conformitate cu hotărârea Guvern 314, sunt acele persoane care lucrează cu persoane cu dizabilitate severă țântuite la pat, în special. Mulți dintre aceste persoane sunt persoane cu dizabilități locomotorii, care nu se pot mișca. Și aceste persoane, vreau să spun că în anul 2018 primeau o leafă de 2.800 de lei. În conformitate cu noua lege, remunerația muncii va fi de 3.515 lei. Vreau zic că va crește salariul cu 662 de lei. Dar aceasta este foarte mult pentru persoanele care practic lucrează. Procentul este de 23%, vreau zic că dacă e să vorbim în procentaj, și ponderea posturilor cu majorări va fi de 90%. La fel vreau să vorbesc de asistenți parentali profesioniști. Aceștia sunt persoane care practic au luat copii la îngrijire, sunt copii în situații de risc, copii care au nevoie de o îngrijire specială. Aceste persoane au o pregătire specială de 50 de ore și iau copiii care practic nu avem unde îi plasa și îi educ în familiile lor. Aceste persoane la număr sunt 24, remunerarea muncii în 2018 era de 3.244 de lei, după conform noii legi va fi de 3.820 de lei, 821 de lei și va crește practic cu 577 de lei, ceea ce constituie 18%. Iar practic ponderea posturilor majorate va fi de 96%. Și desigur că vreau să vorbesc și despre lucrătorii sociali. Lucrătorii sociali sunt acele persoane care sunt angajate în serviciu îngrijiri la domiciliu și practic îngrijesc de câte 80 persoane singuratice care și la fel sunt în situații de risc, care le ajută, răzic, ca să nu fie instituționalizate, ei lucrează împreună cu aceste persoane acasă. Și vreau să vă spun că leafa lor era de 1.800 de lei, iar după reformă va fi de 2.640 de lei. Vreau să că va crește cu 840%, ceea ce constituie 68% dacă e să vorbim în procentaj. Așa că noi această reformă așteptam foarte mult și pe dimensiunea socială, pentru că se va ridica un pic lefurile și desigur ne-ar fi mai ușor de trăit. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Rusu! Vă reamintesc că vizionați și ascultați emisiunea Tema Actuală, unde vorbim despre viitoarea reformă de salarizare a angajaților din sectorul public. Rămâneți alături de noi pentru a afla mai multe informații privitoare la aceasta. Potrivit datelor oficiale, principala sursă de venit a cetățenilor o constituie salariile de 46% de total. Plățile sociale, inclusiv pensiile, se plasează pe locul 2, circa 24%. Pe locul 3 sunt veniturile din străinătate, circa 18%. Veniturile din activitățile individuale și din agricultură, din sectorul privat, sunt cu puțin peste 10%. Astfel, o creștere substanțială a salariilor va afecta în mod favorabil cetățenii și familiile acestora. Dar ce cred locuitorii orașului Florești despre creșterea salariilor? Am efectuat un studiu pe străzile orașului și am aflat despre punctul de vedere al lor. Haideți împreună să vizionăm video. Я слыхала, что будут повышать зарплату. Дай Боже, чтобы было повышение, чтобы людям было хорошо. 1000 пенсии, 1000 зарплата. Ну, попробуй и живи. И плачу все за услуги, идут эти деньги. Мы уже почти равняемся с Европой. А по зарплате, по доходам мы остались по-старому. Повысят. Хорошо, но только не за счет разных кредитов, разных, реально, чтобы было. Чтобы повысили, это будет очень хорошо для всех. Мы узнали, в первую очередь, для штири, да, и для коллеги, но новотатя ей буна. Что порери имеем о спре аста? Авим порери тари буна, но мак парк
de acum ne-a descurajat, parcă nu mai credem. Așteptăm să vedem. Слышали, что повысят, и надеемся, что повысят, потому что у нас студенты, и не хватает. И коммунальные услуги дорогие. Коммунальные услуги. Сейчас начинается отопительный сезон уже. Надо и газ, и свет, и вообще расходы много. Расход много. А зарплата 2000 – это очень мало. Stimați invitați, haideți să discutăm despre opiniile oamenilor. Cum le puteți dumneavoastră comenta? Nu, eu aș vrea să spun că aici am mai mult atenție s-o atras la lucrătorii care sunt de categorie de salarizare mai mică. Deci, să spunem că ceva timp mai urmă, deci la medici, salariul a fost ridicat. Dar la personal tehnic care este la policlinică trebuie într-adevăr și la momentul de față sperăm că o să ridice salariile, o să fie majorate aproximativ, dacă ne uităm aici la cuantumul de salarizare, undeva 90%. La clasa de la pensionare, sigur, este o temă foarte dureroabilă, care să spunem așa, că într-adevăr pensiile acestea care sunt la momentul de față sunt mici, dar sperăm că o să fie ridicate și pensiile și atunci locuitorii noștri din Florești o să beneficieze de această reformă care o să fie în salarizare și o să beneficiem cu toți împreună, o să ne fie în momentul succes mai bun pentru toți. Mulțumesc frumos, Anitra! Oamenii de mult așteaptă majorarea salariilor pentru că, după cum ați menționat și dumneavoastră, 46% din populație, vreau zic, bugetul constituie din salariile primite de la bugetele de stat. Desigur că e foarte bine mai întâi de toate că și impozitarea salariilor s-a micșorat de la 18% la 12%, ceea ce e foarte bine pentru salariat. Nu o să țină cont de faptul, dacă știți, precedent era că dacă primeai până la o anumită sumă, era 7%, dacă depășeai această sumă și cumulai ceva, primeai până la 18%. Și erau foarte mari probleme în privința faptului că și fiscul, răzică, impozita și până la urmă aveam și unele probleme de amenzi. Ce ține de salariu e foarte bine pentru că la un moment dat s-a micșorat și tariful la curentul electric, s-a micșorat un pic și tariful la gazele naturale și asta este un spor foarte mult pentru persoane, pentru că dacă ne-am uitat în cuantumul de cum cheltuie moldovenii, vreau zic, salariu, am vedea că o bună parte din acest salariu moldovenii îl consumă pentru produsele alimentare și mai puțin consumă pentru, să zicem, pentru produsele alimentare consumă foarte mult, pentru plățile comunale consumă foarte mult și foarte puțin consumă pentru cultură. Foarte puțin consumă din buget. Chiar și eu am vrut numai ce din buget, consumă foarte mult pentru călătorii, pentru dezvoltarea orizontului cultural. Iată, aceasta este o problemă foarte și foarte delicată și astăzi noi trebuie să vorbim și de cuantumul, vă zic, nominal și real ce putem noi face cu acești bani care îi vom primi. Sunt bucuros că vreau să vă spun că majoritatea celor care astăzi au vorbit la televiziune au fost destul de așa înaripați, pentru că am participat la mai multe emisiuni și sunt diferite opinii. Dar dacă ați observat, opinia era una: foarte bine că guvernul s-a gândit că să ridice, să facă reforma și să ridice salariile. Vreau să vă spun că eu sunt foarte bucuros pentru că ar fi foarte bine că legea urmează să intre în vigoare la 1 decembrie, înseamnă că în ianuarie 2019 toți acei vorbitori de care au bugetari vor primi de acum lefele respectiv majorate. Majorarea salariilor este de la 7% până la 100% și n-a fost niciodată încă la noi în Moldova de când existăm ca țară aparte. Această lege garantează majorarea anuală a salariilor, după cum am spus.
ele vor fi majorate, practic, la toți angajații. Îmi pare foarte bine că scade discrepanța asta dintre salariul cel mai mare și salariul cel mai mic, pentru că era 33-1, vă dați foarte bine seama. Și astăzi salariul, discrepanța va fi de 1-15, dar problema este că se recomandă ca să ajungem de la 1-12, adică nu să micșorăm, dar să ridicăm acei care primesc mai puțin, să se ridicăm la nivelul celor care primesc mai mult. Sistemul de salarizare devine cu mult mai simplu și transparent și motivant. Astăzi poți simplu să te uiți, vreți zic în grilă, să studiezi și să-ți dai seama cât vei primi când ai să fii angajat într-o funcție sau alta. Aceasta stimulează și acele persoane care o să vină și o să lucreze în sistemul bugetar. Că el știe de acum că a venit și nu o să aibă 1200 de lei. Și nu o să aibă, de exemplu, în direcția generală, noi avem persoane care primesc 1600 de lei, 1500 de lei, care au 2 copii, care au 3 copii și eu sunt foarte mulțumit că aceste persoane vin și se angajează la lucru, pentru că ar putea foarte mulți nu se angajează și stau pe spatele statului atunci când primesc ajutoare sociale, atunci când primesc diferite ajutoare de la stat. Pentru prima dată în Republica Moldova, nici un angajat din sectorul public nu va primi salariu mai mic decât 2000. N-a fost niciodată acest lucru. Și aceasta, actualmente, sunt circa 20%, ceea ce constituie undeva 40.000 de persoane care vor primi salariul mediu peste 2000. Nici un angajat din sectorul public nu va avea salariu mai mic ca în anul 2018. Și aceasta e tot foarte, foarte, foarte bine. Și ultima vreau să spun că deși valoarea minimă de referință generală pentru 2018 va fi 1500, pentru unele categorii de angajați acest indicator va fi diferențiat. Vreau să zic că se va porni la calculat de la 1500, dar diferențiat și salariul va crește respectiv. Și eficient. Iată aceste probleme astăzi ne frământ pe noi, cei care activăm în cadrul consiliilor raionale, dar și în administrația publică locală nivelul 1 și nivelul 2. Pentru că eu mă gândesc și acei profesioniști care sunt în primării la administrația publică locală nivelul 1 tot au foarte multe probleme, aveau. Astăzi, desigur că o reformă ea se desfășoară destul de greu, dar sperăm că acesta este primul pas pentru ca să ridicăm bunăstarea întregului popor. Mulțumim foarte mult, domnule Rusu! Cu aceasta emisiunea noastră Tema Actuală, la postul de radio Flor FM și postul de televiziune Flor TV, se sfârșește. Vă reamintesc că în calitate de invitați am avut astăzi pe șeful Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei a Consiliului Raional Florești, domnul Petru Rusu, șefa Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport a Raionului Florești, doamna Ina Litra. Mulțumesc foarte mult, stimați invitați, pentru prezență și pentru discuția interesantă cu dumneavoastră. Totodată doresc să vă mulțumesc și vouă, stimați telespectatori și radioascultători, pentru atenție. Emisiunea Tema Actuală a fost prezentată de Irina Ivanez. De curând, toate cele bune!